Luptătorii moldoveni de Keiwan, Dumitru Sârbu și Stanislav Reniță, au motivație în plus înaintea confruntării dintre ei în cadrul turneului FIA All Series de la Chișinău pe 8 decembrie. Fiind ofițer în cadrul Armatei Naționale, comandant de pluton în Brigada a 2-a Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, Sârbu ar putea fi avansat în funcție și în grad militar înainte de termen, dacă va câștiga confruntarea ce va avea loc la sala polivalentă. În caz de victorie, desigur că conducerea brigăzii va înainta un demers către conducerea Ministerului Apărării pentru acordarea următorului grad capitan înainte de termen. Prin așa persoane ca locutenentul major Sârbu, noi promovăm modul sănătos de viață și sportul nu numai în Armata Națională, dar și în țară. Pentru mine lupta cu Stanislav este o luptă, cred că cea mai importantă din cariera mea și muncesc pentru că să câștig, reprezint armata la un nivel mai mare și o responsabilitate dublă este pentru mine acum în lupta cu Stanislav. Sârbu are de înfruntat un adversar de valoare, întrucât Stanislav Reniță deține centura de campion în categoria de greutate de până la 65 de kilograme și va lupta pentru a-și apăra titlul. La rândul său, Reniță este angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. Va fi cel de-al doilea duel dintre cei doi pe ringul profesionist. Acum un an, Reniță s-a impus în fața lui Sârbu la puncte. Responsabilitatea pentru mine este îndoit, pentru că trebuie să ne apăr centura, e sfârșit de an, vreau să ne încheie anul cu bine. Cu Dumitru Sârbu am mai luptat. Pe amatori și la profesionist. Deja pe 8 decembrie să depun tot efortul care l-am pus de la antrenament. Dumitru Sârbu este ofițer a Armatei Naționale. Stanislav Reniță, colaborator al brigăzii cu destinație specială Fulger al Ministerului Afacerilor Interne. Avem o confruntare între două structuri de forță. Va fi foarte interesant. În cadrul galei de K1 sunt programate 15 confruntări.